Salutare, prieteni! Astăzi vom monta pe un Seat Leon o cameră de marș arier. Aceasta va veni conectată la o navigație Android montată anterior, iar această cameră va ajuta la a vedea mai bine când mergeți înapoi. Aceasta este camera, este comandată din România. Vine pe un suport de număr. Cam aceasta va fi poziția când va fi montată. În cutie are două cabluri. Voi verifica și dacă numărul de România se încadrează în această cameră înainte de a ne apuca de treabă. Cumva trebuie să vină legat aici de desubt. Cam așa va arăta. Să vedem cum îl voi prinde numărul. Nu are niciun sistem de prindere. Deci să ne apucăm de treabă. Gata. Mai întâi de toate, va trebui să desfacem navigația pentru a conecta cablurile, dar mai întâi vom face o probă înainte de a trage toate firele, pentru a nu ne chinui. Vom face o probă să vedem dacă funcționează. În momentul de față, când băgăm marș arier, pe navigație apare doar o imagine neagră. Acum avem aici patru șuruburi cu un torx de 25. Le scoatem și imediat avem acces la toate cablurile din spatele navigației. Ok, aceasta este navigația desfăcută. Acum să identificăm cablurile și vom conecta camera să vedem dacă funcționează. Ok, prieteni, am alimentat separat camera. Acum vom băga în marș arier. Ții pe frână, Adi? Da, pasă. Și se pare că funcționează totul. Va trebui să tragem un fir de la becul de marș arier. Așa am scos din marș arier, deci totul este în regulă. Ne apucăm efectiv de montajul camerei. După cum vedeți, am dat o parte din plasticele din portbagaj, le-am dat jos. Am stabilit de unde tragem firul pentru alimentarea camerei, respectiv de la acest fir negru cu albastru. Masa am să o iau de aici, de pe acest șurub. Am demontat numărul, suportul de număr vechi, și am dat o gaură pe unde voi trage firele, pe această gaură. Și voi încerca să le scot pe aici, pe unde ies firele de la lămpile de iluminat număr. După care voi prinde camera cu suportul de număr și voi merge mai departe înspre față cu toate firele.
Am terminat de demontată suportul de cameră și numărul. Numărul a trebuit găurit, fiindcă nu avea nicio prindere pentru număr și a trebuit să dăm două găuri. Cam așa arată camera montată. Folosindu-mă de un fir tare, am tras firele în interior. Le voi băga prin acest cauciuc ca să nu intre apă. Și în continuare vom merge mai în față. Ok. Firele au fost trase pe aici frumos. Am luat masă de la acest șurub plus un fir de la lampa de marș arier, iar semnalul pentru navigație l-am dus pe aici în față. L-am tras pe lângă aceste ornamente, de fapt pe dedesubtul lor, și l-am adus până la navigație. L-am și cuplat. Bineînțeles că am făcut o probă mai devreme ca să verificăm că totul este în regulă. Acum punem, montăm navigația la loc. Dă-mi, Nadi. Dă-mi șurubelnița. Așa, poți să ții tu de ea. Montăm totul la loc. Primul șurub. Ok. Am pus șuruburile, mai avem de pus măscuța. Așa, și acum ar trebui să mai facem încă o probă. Pornim mașina. Și băgăm marș arier. Să vede clar cum a pornit. Cam asta este și imaginea. Da. Se vede acceptabil, chiar binișor. Să vedem cum se vede și pe timp de noapte. Acum trebuie să pun toate plasticele în spate. Nu, Adi. După care am terminat. Cam asta a fost.